Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Claudia Motea și vă spun un bun venit la emisiunea Iubește Arta din Tine. Recent, în studioul din București al Tele Moldovei Plus, l-am avut invitat, ca invitat de onoare, pe criticul și istoricul literar Tudor Nedelcea. Pentru că nu am putut să ne abținem, l-am reinvitat pentru că este extraordinar acest om. Bună ziua, domnule Tudor Nedelcea! Bine ați revenit la noi! Bună ziua și mă bucur că am revenit la invitația dumneavoastră și că la un post de televiziune care e, într-adevăr, eminamente cultural. Ne bucurăm că ne apreciați acest post, da. Și sunteți binevenit oricând. Ați venit acasă la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și ne mândrim cu dumneavoastră nespus. Și cum ați venit așa ca un oltean adevărat, n-ați venit cu mâna goală. Ați adus o parte din biblioteca Tudor Nedelcea, cărți care sunt de o valoare incomensurabilă și care practic sunt expresia divină a ființei dumneavoastră. Și pentru că tot ați venit cu aceste cărți, ați adus și un mesaj artistic muzical. Este vorba de acel clip de suflet al cântăreței solistei Bârdeanu Ziana Filoftea. Spuneți-ne câteva lucruri despre această minunată artistă care este încă în vârsta copilăriei și care sunt convinsă că îi va încânta pe telespectator. Este o fetiță fenomen, așa cum toți care au cunoscut-o, începând de la celebrul muzician Eugen Toga până la mari soliști, e un fenomen. Cântă de la 6 ani, unul s-a dus, a luat premiile, tot a rămas stupefiat. Loredana Groza, când a auzit-o la un concurs, s-a ridicat de pe scaun, fată, de unde ești pe pământ? S-a întâmplat același lucru cu Maria Tănase și cu Margareta Păzlaru. Exact, trebuie cineva să îndemne. Are o voce fantastică, tatăl ei, care e preot, o sprijină prin îndrumarea ei, cântă muzică cultă și mai ales folclor inedit, culese din zona Medințului. Dragi telespectatori, vă invităm la un mesaj artistic, muzical, din partea cântăreței, micuței cântărețe, dar super talentată, Bârlodeanu Ziana Filoftea. Suntem în cuvânt și în toate.
soare, flore de la plinitate, sub un cer cu stele smutice. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Acum am și eu pe mai parte, pot îmbrățișa mai astea-ți carte. Știu că frate mi-ești și mi-ești părinte. De avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece, pentru că Eminescu este Dumnezeul literaturii noastre. Este, putem să spunem așa. Da, putem să spunem. Firește, sunt versul lui Grigore Vieru și înregistrarea este făcută la Mănăstirea Sfânta Ana din Medinți de 15 ianuarie anul acesta, Ziua Culturii Române. Ziana Filoftea Bârdeanu are 11 ani astăzi. Da? La mulți ani, să știți că are într-adevăr o voce de înger și mult talent, da. Și mult succes în viața ei, în cariera ei artistică. De unde această legătură a dumneavoastră cu Borul, cu implicarea dumneavoastră în această adunare bisericească? Vedeți, trebuie să iau cu începutul. Statutul Bisericii Ortodoxe l-a făcut celebrul Andrei Șaguna la 1850, când el a statuat că biserica nu e a preotului, biserica e a comunității respective, deci nu preotul hotărăște. S-a întâmplat atunci când foarte mulți preoți au fost păcăliți, au trecut la greco-catolicism și crezând că au o soartă mai bună și s-a întâmplat invers. Deci de atunci Andrei Șaguna a făcut statutul în care în conducerea bisericii să fie două trei laici și doar o treime, de la biserica din Cătun până la patriarhie, cum se află. Eu am avut șansa să-l cunosc pe Nestor Voluncescu în 1970, prin comunism, și să fiu în Consiliul Național Bisericesc și la Mitropolia Olteniei și la Patriarhie. Și la Patriarhie, într-adevăr, pentru mine Teoptist, Părintele Teoptist, este un sfânt. A făcut enorm pentru biserică, așa cum Justinian Marina a făcut în plin stalinism, a făcut pentru biserică, și Părintele Teoptist a făcut enorm de mult. Foarte multe convorbiri am avut cu Părintele Teoptist între patru ochi și multe le-am, nu toate le-am dezvăluit. Pentru că mi-aș dori din tot sufletul aici, pentru noi, să faceți niște dezvăluiri inedite, mai ales că ați adus acest tezaur, o scrisoare pentru Papa Ioan Paul al II-lea, scrisoare la Vatican. Haideți să dezvoltăm această temă și m-a interesat această temă pentru că Papa Ioan Paul al II-lea are rădăcini românești. Ciobanii din Transilvania mergeau în transumanță și se așezau în Polonia. Nu puteau să treacă granița, era pe munții Carpați, deci erau nevoiți. Și dintre marile familii de ciobani era și Voitila,
istoricii mari dovedesc treaba asta și s-au așezat în locul de munte. Și s-au judecat după legele Valahei vreo 300 de ani. Și din această familie provine și Ioan Paul al II-lea, care nu numai că era conștient că e român, a făcut enorm de mult pentru România. Să dau câteva exemplu. Poate unii știu, alții să facă, nu știu. A apărut în România o carte, Originea Ceangăilor, în care cei doi ceangăi, autorii, Mihadaș, nu scapă numele acum, care au demonstrat că ceangăii sunt români, obligați să fugă din Transilvania datorită persecuțiilor în jurul Bacăului. Această carte a luat-o Papa Ioan Paul al II-lea, a tipărit-o în limbi străine, ca să știe toată lumea cine sunt ceangăii. Apoi, în 1982, a beatificat primul român în calendarul catolic, pe Ieremia Valahul, și atunci Papa, când era o festivitate imensă, atunci a vorbit și de originea acestui român, și atunci, pentru prima dată, Papa a spus că vine din România grădina Maicii Domnului. Asta deci a fost oamenii formula. nu știu dar acest atunci, lucru. Pentru prima dată, grădina Maicii Domnului a spus-o Papa, este România, supărând pe greci cu călugurile din munte Athos. Apoi Papa a declarat în 1986 că Biserica Ortodoxă Română este apostolică, adică este din timpul Sfinților Apostoli, și ceea ce iar nu se știe, că pe columna lui Traian nu mai este Traian, este Sfântul Petru, care era frate cu Sfântul Andrei, care ne-a creștinat pe noi. Iar o chestie care mi s-a părut de-a dreptul incredibilă, în timpul evenimentului din Timișoara, din decembrie 89, Papa la fereastra lui, că el era infirm în cărucior pentru că s-a întâmplat cu acel împușcătura lui, da. Așa, a recitat în limba română poezia lui Eminescu, Rugăciune. În limba română, într-o română perfectă. Crăiasa legându-te, da. În România se știa că Eminescu e ateist, că am scris eu și o carte. După... Aveți 9 cărți scrise despre creația eminesciană și Eminescu. Da. După Revoluție, într-adevăr, în ianuarie 89, că nu știam noi, oameni de jos, că în culisele... Dumneavoastră sunteți o somitate a acestei țări. Eu am dar cât de smerit sunteți. Am aceste mărturii de la părintele Teoptist, de multe ori stăteam numai între 4 și mi-a spus multele. În 89, în ianuarie, s-a întâlnit o întâlnire secretă între Teoptist și Papa Ioan Paul al II-lea. Ce voia Papa? Dacă să aibă confirmarea lui Teoptist ca patriar, dacă România rămâne în sfera de influență sovietică, pentru că atunci negocierile Gorbaciov-Ligă, era ca Bulgaria și România să aparține de Moscova, de da, neosatisfacție da, și da. Și atunci, mă rog, și știa că Teoptist, răspunsul lui, noi suntem ortodoși, o țară între slavi, și de asta și haina albă, care o poartă doar patriarul României, poartă lamida albă, ca dovadă că noi suntem ortodoși, sau suntem legați de catolicism. Asta a fost prevăzut-o Miron Crista, primul patriar român. Și deci a fost acea întâlnire și după ce de-o a doua zi când s-a continuat cu vorbirile... Deci întâlnirea secretă dintre patriarhul Teoptist și Papa Ioan Paul al II-lea. Deci în ianuarie 1989. Dați-mi mie cartea. Uitați-vă aici, dragi telespectatori, o poză, cum să zic, de... Care spune mai mult decât o carte. Da, mai mult decât o carte. Relația dintre cei doi. Dintre patriarh cum și... Cum îl mângâie patriarhul nostru pe papă și pentru prima dată, dacă vedeți, papa s-a ridicat în picioare. Toate comentariile străine, domnule, astea e o minune. Papa nu putea să ridice pe scaun. S-a ridicat în picioare. S-a ridicat să-l îmbrăceșeze pe Teoptist, pe prietenul lui. Și atunci, după acea întâlnire, papa a ieșit cu o declarație care a zguduit serviciile străine. Europa respire prin doi flămâni, ortodoxia și catolicismul. Extraordinar. A dat și la noi la televiziune, când s-au întâlnit în Malta, Gorbaciov cu președintele american, amândoi au trecut pe la papă. Și papa grijă România. Asta a fost motivul pentru că și părintele Teoptist trebuia să plătească într-un fel. A fost gonit din scaun. Da. A fost gonit din scaun. Da. S-au dus, mă rog, nu dau numele pentru că într-un fel mi-e și silă să-i mă numesc.
cu studenți care au îmbrăcați cu haine de piele la patriar, în cabina patriarului, așa, jos patriarul roșu. Așa. Mă rog, patriarul nu s-a uitat la preoții și la cel care a dirijat toată treaba, s-a adresat studenților cu următoarele cuvinte. Măi copii, nu aveți voi atâta ură în suflet cât în dragoste am eu pentru voi. Au plecat rușinați. A fost, mă rog, dat afară de pe tron, de pe întronizare, ca patriar, el a făcut să cerere să se retragă la mănăstirea Sinaia, și s-a și retragă. Și după aceea, când s-a aflat, papa, patriarul ecumenic, alte personale în lumii au intervenit și l-au repus pe patriar pe scaun. În timpul ăsta a fost organizată vizita celebră a papei în România. El a fost invitat de Moscova, a fost invitat de greci, le-a zis, nu, prima dată merg la mine în România. Eu eram atunci în Consiliul Național Bisericii care dădeam aprobarea. Deci asta s-a întâmplat exact când? În 1999 a fost, 7-9 mai, și a fost acea vizită a papei și papa când a venit, l-a urmărit absolut tot, că știa multe, și vorbile papei îl citeam printre rânduri. Când a coborât la aeroport, așa din scaunul lui, a luat și a sărutat pământul, zice, sărut pământul, patriei mele mult dragi. Al doilea om care a sărutat pământul țării la aeroport a fost rabinul șef Alexandru Șafran, care a fost dat afară de Stalin și a dus pe altul. Iată că și visea lui, ceea ce lumea nu știe, la podul Izvor, în București, s-a făcut o slujbă Sfânta Liturghie. N-a făcut ortodoxii, a făcut-o greco-catolicii. Ca papa avea intenția, nu i-a numit niciodată greco-catolici, i-a zis româno-catolici. Și că voia reintegrarea greco-catolici în biserică ortodoxă. Și i-a pus pe ei să facă slujba, toată țara nu știa, credea că e ortodox. Nu, greco-catolică, papa vrea să demonstreze că voi sunteți ortodoxi. Nu a fost acelea lucruri. A fost, mă rog, a fost extraordinar. Atunci, la podul Izvor, lumea a scandat unitate, unitate. Adică unirea catolică. Da. Când în anul 2000, anul Iisus, anul Dominic, a vorbit papa despre toate visele lui în străinătatea, vizite enorme, și dintre toate amintiri doar vizita la București, în care tot în fața la Vatican era piața plină, a spus că românii au cerut unitate, unitate, dar cuvintele în limba română. În limba română și ca și poezia, rugăciunea lui Eminescu. Așa. Și toată piața de acolo, când a auzit de papă cu unitate, unitate, că ce-au strigat românii, toată piața în limba română a strigat unitate, unitate. De ceva incredibil. Impresionant. Ce-a mai făcut după, i-a întors vista teoptist. Pentru în 2002, papa i-a dat nu știu câte biserici ortodoxie, preoților ortodoxi, biserici catolici, i-a dat ortodoxilor și atunci papa, fiind prin căruciori invalid, s-a ridicat în picioare și l-a luat, e o poză, am publicat eu în parte, l-a luat pe teoptist în brațe, ca doi mari prieteni. Și ce a mai făcut papa? A plătit tipărirea Bibliei de la 1795, Biblia de la Blaj, pe banii lui. Și nu numai că pe banii lui, a lansat-o la Vatican în prezența lui, în prezența papii, o lansare internațională cum rar se mai întâmplă și din partea României a fost Eugen Simion, președintele Academiei, cei doi cercetători care au îngrijit ediție și monsignorul Ion Robu. Și monsignorul Robu i-a spus lui Eugen Simion că papa nu acceptă nicio onoare, nicio decorație, niciun membru, nici să știe. Și totuși, când, după ce s-a lansat într-un protocol, Eugen Simion i-a propus papei. Zice, nu vreți să fiți și membru de onoare al Academiei Române? La care papa a spus, teoptist este? Este, atunci accept. Atunci, așa, da. Și comentează Ion Robu. Zice, atunci când a făcut propunerea asta, am crezut că Sfântul Duh a coborât între ei. Doar, membru doar al Academiei din România este papa. Nici o academie a refuzat toate universitățile lumii, toate deci academii. Deci noi suntem binecuvântați. Absolut. Suntem pentru papa, pentru că papa a fost conștient de originea lui românească, iar tot în timpul papei a acceptat ca primul brad de Crăciun să vină din România. Ce frumos! Și cine l-a dat primul brad?
Iulinescu. Da? Da. Am fost la reședința lui de vară din Gandolfi, jucam în Roma și stăteam așa, noi eram după absolventă de facultate, eram în proiectul Danaidele și știu că am făcut vreo 3 km de unde eram noi găzduiți ca să mă duc la reședința lui și am fost impresionată că ne-au lăsat acolo să stăm lângă ușă. Bine, stăteam și noi ca la Plugușorul, ne primi și pe noi, ne săltam, săream ca iepurașii. Dar și-am auzit de el că are o anumită afecțiune pentru români, dar nu știam această poveste incredibilă și despre rădăcinile lui. Dar recunoscute de el, de el. Da, el, el e considerat, fără doar ce poate, cel mai celebru din istoria Vaticanului. Dar a mai făcut o chestie fantastică. Știți că cele la Fatima, Sfânta Fecioară, s-a arătat dovedite treaba acceptată de Vatican. Celor fetițe. Două au murit, a rămas Lucia, a treia fetiță, care știa secretele care le-a dat Sfânta Maria, Sfânta Fecioară. Și când i-a fost împușcat papa de un turc, în apropiere, s-a produs o minune. Deci papa a fost în gât, nu știu anatomie prea bine, dar gluntele trebuia să-l omoare. Se trebuia să-l omoare, dar numai cu o fracțiune a deviat și a rămas, a fost în comă o perioadă lungă. Tot medicii lumii au stat lângă el. Când a ieșit din comă, papa zice, dați-mi scrisoarea sorei Lucia. Lucia este ultima fată care s-a adresat... El poate fi canonizat ca martir? Păi este, a fost imediat. Gramnica, pentru prima dată, că atunci la înmormântarea lui, a fost, s-a cerut canonizarea, sunt două etapele, beatificare și canonizare. Imediat s-a făcut și atunci, deci, când a ieșit din comă, dați-mi scrisoarea sorei Lucia. Sora Lucia e ultima, care se deținea al treilea secret. Uh-huh. Scrisoarea scrisă în portugheză, ținută sub 7 lacăte. Ce era scrisoare? Pericolul care pentru biserică era împușcarea unui pap ca să distrugă catolicismul și creștinismul. Și papa a făcut acolo o declarație, Satana a vrut să mă distrugă, dar Fecioara Maria a reușit să mă salveze și a luat gluntele care îi lăsase, s-a dus la Fatima, l-a pus în coroana Fecioarei Maria. Iată papa și al treilea secret, că lumea să nu mai creadă, domnul, ce s-a întâmplat? Nu! Papa Ioan Paul al II-lea a dezvăluit și și mai e o chestie care tot papa... multe minuni a făcut papa, dar nu se știu. De pildă, Ștefan Augustin Doinaș, cu Irinei Liciu, nu, el, de fapt, a avut o polemică dură cu Bartolomeu Anania. Vai, cât îmi place mie de Valeriu Anania. Dar nu avea dreptate. Poezia lui Doinaș l-a atacat dur, a făcut stalinism pe Anania, care a făcut pușcărie. Care a făcut și cât a chinuit, cât a suferit. L-a atacat. Replica lui Anania fantastică este, fantastică. Nu mă știu, a spus... Zice Anania, în polemica lui, zice că un colaborator mi-a spus că m-a atacat prietenul meu Doinaș. Nu i-am dat crezare. Și când am văzut, m-am frecat la ochi, doamne, să fie adevărat, chiar și a făcut o panelă în 7 puncte. Ce s-a întâmplat în vremea după război cu clonarea oportunismului după 90? L-a desfințat pe Ana, pe Doinaș. Și l-am întrebat pe părintele Anania dacă s-a împăcat, dacă a venit la, când a fost papa la București și când a fost protocolul la patriarie, avea fiecare mesele, a venit Irinei Liciu, cu care nu era căsătorit, cu Doinaș, a venit la Anania și să-l roage să-l ierte pe Doinaș. Și atunci s-a făcut împăcarea. Ei s-au iubit mult, Doinaș și cu ea. Da. Și, dar o altă întâmplare cu părintele Teoctis. Vă spun, dacă Justinian Marina, patriarul timpului stalinismului și al lui Dej, a făcut minuni, pur și simplu și Teoctis a făcut la fel. Îmi povestea părintele Teoctis la masă. Unele mi-a spus, a fost foarte apropiați. Nu știu de ce ține atât de mult la mine. Pentru ce? Pentru că într-adevăr aveți lumină divină în dumneavoastră. Nu, mi-a spus multe unele. Și repet, sunteți o somitate. Sunteți un om de om, de om, de om, de om. În toamna anului 1988,
când se făcea, s-a făcut Casa Poporului, mă rog, și se făcea bulevardele, drumul socialin, așa să mă, și urma ca să trebuia să ia și din malul de la dealul Mitropoliei. Uh-huh. Și atunci Ion Dincă, folosit Ion Teleagă, așa, a fost trimis de Ceaușescu să propună lui Teoptist să mute, să dărâme patriaria, să facă statul la mănăstirea Văcărești, uh-huh, pe banii statului, deci. Și Teoptist nu, n-a vrut. A explicat că acolo dealul încărcat de istorie, a explicat ce înseamnă. Ei voiau cu drumul socialismului că nu putea și în vârf să fie biserică. Tot, da, da, da. Și la care Dincă, care știa că e dur, ce bine, noi v-am propus, dar o să băgăm buldozerile. La care Teoptist a dat un răspuns formidabil. Veți băga buldozerile numai peste trupul meu și cum veți rămâne în istorie. Așa sunt vorbele. Exact. Normal că i-a spus lui Ceaușescu. Nu s-a mai atins nimeni de el. Da. Păi probabil a fost povăț. Sau totuși avea un gram de suflet și Ceaușescu. Nu, eu știu de la Ștefan Andrei, la Petre Gigi, a fost consilier. Ceaușescu avea de Crăciun sarmale, de ouă, Paște, avea... Deci era cu credința, era cu dar nemărturisită. Păi părinții lui Ceaușescu a fost mormântați cu sobor de preoți. Deci... Este... Și așa zis că nu avea voie în biserică, nici vorba, a avut voie în biserică. Cine nu avea voie în biserică? Că nu aveam voie în biserică. Dar nu aveam voie. Noi, eu mi-aduc aminte, eram copil și veneam director pe ascuns. Eu sunt din Târgu Jiu și vă spun că noi ne duceam pe ascuns cu bunicii, ne ascundeam pe acolo că veneau profesori spion. Deci ce să zic? Da. Teoptist avea o relație bună cu Ștefan Andrei, că uh-huh, lua de la Galație oțelul ăla care îți dea numai la export pentru mănăstiri, pentru acoperișuri. Da, da. Și la a doua zi de Paști i-a dat telefonul Ștefan Andrei și i-a spus lui Ștefan Andrei că Hristos a înviat. Uh-huh. Iar de la partea cealaltă a firului zice, just tovarășe. I-a zis că n-am o ședință. Da. Da. E, așa am eu repede, să vă zic așa. Da. Când eram eu mică, am dat telefon la un prieten de-al meu și era tatălui a răspuns și am zis, Hristos a înviat, era în perioada. La care el zice, bine. Și în Cluj aveți mănăstirea Lainici, unde este un stareț providențial, vindecă lume. Din rugăciune. Și am aflat secretul lui. Depui acatistele, dar el spune la încă 7 mănăstiri, că în același timp, el, același adică minut, cum? Depui timp, acatistul la mănăstirea Lainici. Lui starețul lui Ioachim Pumulescu. Dar mai trăiește? Trăiește. Așa. Ia uite, dragi telespectatori, fiți atenți aici, vă rugăm din suflet. Dacă doriți să vi se îndeplinească ceva, o dorință de sănătate, de realizare profesională, de iubire, mergeți la mănăstirea Lainici, de lângă Târgu Jiu, la 16 km, 20 de km, și acolo îl căutați pe starețul... Ioachim Pârvulescu, care face minuni. El de ce? Cum fac? Acatistul la el, el îți mai dea încă 7 adrese, ca toți 7 în același minut și secundă să înceapă să rugăciunea. Să se roage, da. Eu am un caz, nu-i dau numele, care ieșise din spitalul Fundeni și pregătea mormântarea. Groapa cum se face. Și am dus-o întâi la mănăstirea dintr-un lemn, că și acolo e o minune enormă, în timpul brâncovenilor, și la Părintele Stareț. Și de 20 și ceva de ani, 36. S-a întâmplat minunea. Deci, incredibil. Dar e un uite caz că concret, e... eu vă spun, da. Da. Și la mănăstirea dintr-un lemn din Vâlcea. Cum se numește? Mănăstirea dintr-un lemn din Vâlcea. Da. Este icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Acolo s-a întâmplat o chestie extraordinară, dar asta comentează, o consemnează cronicarii vremii. Nu erau telefoane atunci, nu erau agenții să comunice. Să știe că Brâncoveanu din Intrici a fost arestat de turci în postul mare al Paștelui și l-au ținut până pe 15 august, Sfânta Maria Mare, ziua soției lui Brâncoveanu. Și atunci l-au ucis. În ziua de Sfânta Maria Mare, în biserică, dintr-un lemn, stătea și domnitoarea, mama viitorului domnitor Cantacuzino, Păuna. Uh-huh. Și în timpul slujbei a nebunit. Deci se dea pe jirțul ăla, știți că la... Deodată. Dintr-o dată, acolo în orice mănăstire sunt două jirțuri.
pentru titor, domnitor, da, sau pentru ilarul superior. Uh-huh. Și a, din timpul slujbei s-a tăvălit bani la gură, smulgea părul. Așa consemnează cronican anonimul Brâncovene și Radu Popescu, marele cronicar, amândoi, separat, același eveniment. Au dus mărău la bolnice, ca după aia, așa, de ce a nebunit? Că a văzut în icoană cum la Constantinopol erau executați copiii lui Brâncoveanu și atunci. A apărut un film acum în regia lui Dan Pița, da, care este făcut cu preasfințirea mitropolitului Banatului. Da. Deci o întreagă poveste. Da. Cred că toată această măreție umană ține în profunzime de credința noastră. Vedeți, Dumnezeu tot zice, ne rugăm Dumnezeu numai în clipe grele. Ți-a adevărat, e în firește, dar Dumnezeu e noi. Să avem grijă de Dumnezeu e noi, așa zicea și Eminescu. Nu e în cer, nu e pe pământ, Dumnezeu e noi. Da. Și ne îndumnezeim prin ceea ce credem și prin ceea ce facem noi ca oameni. Pe mine m-a canalizat spre credință și Ion Alexandru, marele poet. Ion Alexandru. Care nu prea e cunoscut. Nu e cunoscut pentru că n-are cine să ocupe de el. El mi-a spus cum să mă rog în biserică. Să mă rog unde, mai ales acela Sfânta Liturghie, dar comuniunea cu Dumnezeu o ai în liniște. Seara, m-am dus seara la Mănăstirea Sfântă, dintr-un lemn, la această icoană. Și în liniște am simțit. Adică o convorbire cu Dumnezeu sau cum? Am stat cu fruntea pusă pe icoană și m-am rupt de lume și am gândurile. Și l-am întrebat și părintele Stăniloae. Care a fost și editorul lui, aici vreau să ajungem. Cel mai mare ortodoxist al secolului, numit de papa. Papa. Și l-am întrebat pe părintele profesor și într-adevăr, fratele Ioan are dreptate, așa este. Cu părintele Stăniloae, într-adevăr, o somitate de o modestie incredibilă, Naltul Nestor m-a... Eram redactor cel la Scrisul Române și m-a rugat să-i fac o carte, și era cartea părintelui Stăniloae, Studii Ortodoxe. Nu mi-a dat numele, nu știam cine e autorul. S-a făcut ceva deosebit, n-au vrut să-mi spune. În altul nesul n-au vrut să-mi spune. A, deci ați publicat fără să știți? Nu știam cine e autorul. După aia, las că o să afli tu. Și după aia m-a aflat de ce, pentru că era departamentul cultului, nu știu de ce lura pe părinte. După 90, am vrut să-l cunosc și am vorbit cu, am aflat telefonul părintelui Stăniloae, am dat telefon și zice, a dat adresa în spatele spitalului Colț, acolo, întreb de mine. Eu mi-a fost jenă, cum adică, nu-i lăsat să-l dă-l întrebeal cu tare, stă la treia poartă cu nugla, nu știu. Și m-am întrebat de stradă nimeni ăștia și după aia, dar părintele Stăniloae, știți una, păi de ce nu spui domnul așa? Și ne-am îndrumat acolo și mi-a și spus. Sunam la ușă, intrați, fără să așteptați să intre. Și am văzut pe o canapea cu un ștergar de la, din românesc, din Câmpul Lungu și cel era el, parcă erau doi sfinți coborâți din icoană. Erau ca doi sfinți cu soția. Și, mă rog, am discutat, nu vrea să cred. Domnul, așa... Cum? Există un părinte Stăniloae? Și i-am spus cu o vorbire a mea și că mi-a dat în altul Nestor teologia ortodoxă, dogmatică, dar n-am priceput nimic. Zic, părinte, dar nu scrieți părinte profesor. I-am zis prima dată academician și zice, nu, părinte profesor. Asta zic. Așa a spus și aseară la noi, când ați fost la proiectul, la spectacol, premiera națională a Mariei Tănase, când toată sala s-a ridicat în picioare și toată lumea v-a aclamat și ați spus academician. Zice, scrieți o carte și pentru ca mine care n-am făcut religie, n-avem cultură religioasă. El, am ajuns acasă. Trenul cam la 10 fără ceva seara și la 10 mă sună telefonul, fixul normal, 90. Zice, părintele Stăniloae la telefon, m-am gândit la propunerea dumneavoastră, uite care e titlul, Reflexii despre spiritualitatea poporului, o carte, 10.000 de exemplare în 2 săptămâni s-a trimis. Și unde putem noi să găsim această carte acum, în acest moment? Am vrut să o retipăresc, dar fiica dânsului, la München, influențată, a cerut dreptul de autor în valută.
Da. Cred că probabil influențată, da. Reflexe despre spiritualitatea e atât de curgătoare, atât de, cum să, de bun simț și incredibil, da. Incredibil. Da. Culmea că nici eu nu mai am. Nu mai aveți nici dumneavoastră. Nu mai aveam cu autograful, nu știu, că i-am dat și nu da. Da. Am dat. Și n-aveți manuscrisul? Măcar așa, da, sau nu era? Nu era, nu era atunci pe calculator, se culegea la tipografie, o dactilografă, da. Ce muncă minuțioasă. Era groaznic pentru că avea un scris incredibil. Groaznic. Nu, cu lupa, descifram un scris ca al lui, numai tu dovedești cum era. Da. Era ca o probă pentru arhiviști. Avea scrisul așa, dar minuni scris. Da, e dumnezeștea, dumnezeștea a scris, părintele. Și am lansat cartea la Târgul de Carte, Târgul Internațional. A venit părintele, mă rog, nu putea cu picioare, în altul Nestor l-a luat, ținea de braț. Și m-a sabotat editura Humanitas și directorul ei, pentru că la ora care eram planificat cu lansarea cărții, mi-a luat microfonul și a fost în altă parte. Și Nu s-a mai auzit. Nu s-a auzit, dar în schimb a venit BBC-ul și l-a înregistrat. Cum a făcut redactorul de la BBC, mă uitam că îi traducea. Uh-huh. Rămânea uluită de ce spunea. Păi să știți că și noi suntem uluiți de ceea ce spuneți dumneavoastră acum și apreciem din toată inima pentru că ați făcut aceste mărturisiri pentru prima dată aici în studioul Tele Moldova Plus, în această incintă, în sediul de la București, în incinta Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Haideți să vorbim puțin și acum despre câteva personalități din diasporă care sunt mai puțin cunoscute aici la noi în țară. Dumneavoastră sunteți și vicepreședinte al Ligii Românilor de Pretutindeni și ați avut o legătură și de suflet, dar și o colaborare extraordinară cu Victor Crăciun, care este unul dintre prelații de aur ai țării noastre în domeniul și culturii și vieții sociale. Într-adevăr, Liga Culturală fondată de Victor și condusă de Victor Crăciun a făcut lucruri extraordinare pentru că era non-politică. Și oamenii din străinătate se adresau Ligii Culturale, lui Victor Crăciun în primul rând, pentru că nu erau implicați politic. Ce a făcut persoanele din străinătate? Nu pot să fac o ordine, îi spun la întâmplare. Despre Ion Druță. Ion Druță, dar și Constantin Virgil Gărghiu. Ion Druță a fost, în opinia mea, printre primii patru prozatori din literatura română din toate timpurile, o somitate, pur și simplu. Eu când am citit prima dată povestirea lui Horodiște, satului natal, nu venea să cred. Și spun acum, am luat cartea așa, dar cu el nu se poate să scrie cineva astea de așa. El a făcut o gafă politică, pentru că din unionist cum era, a zis unirea Moldovei noastre cu Basarabia și cu capitala la Chișinău. Și atunci a intrat în umbră și nu s-a mai... Dar a murit, rușii făcuseră un mausoleu la Moscova, dar în faza finală, el a zis înainte a muri, eu nu vreau aici, vreau să fiu mormântat în satul meu natal, unde cu banii luați de pe premii a făcut un monument poetului necunoscut. Extraordinar. Ion Druță, care într-adevăr s-a știut foarte bine. Este foarte iubit de cei din Chișinău, în primul rând, de românii noștri din Chișinău. Era în prima luptă cu Grigore Vieri, cu Dabija, cu Cimpoi, cu Ion Ungureanu, regizor. Dar în domeniul dumneavoastră, Constantin Virgil Gărghiu, părinte preotul, care a scris Ora 25, care a fost ecranizată la Hollywood cu Anthony Quinn și... Ora 25 de el e scrisă, și știți extraordinar. Pe Valea Timocului la Bor, în 1967. Păcat că această carte, acest film mai ales, nu s-a făcut cazier în România, pentru că Zorba Grecu s-a făcut un tot cu același mare Anthony Quinn și dansul ăla toată lumea știe. Pe când în această Ora 25 se vezi pe Anthony Quinn, pe Vina Lisi, jucând Ora românească și tu nu o popularizezi. Vai, este. Uite, incredibil. Mi s-a ridicat părăși. Da, incredibil. Eu am făcut scandal atunci când am murit Anthony Quinn. Doamne, nu... Am întâlnit la toate televiziunile. Amintesc, domnule, că a jucat într-un film românesc. Ei consideră că unul dintre cele mai mari filme făcute vreodată. Un film poate că ar trebui redifuzat. Păi e pe YouTube, înțeles, da, și să uite 25. Să facem o emisiune anume despre acest lucru, despre valorile noastre naționale cu ecou în întreaga lume. Da, deși, ca așa e românul nostru,
în străinătate, dacă se întâlnesc doi români, au trei păreri. Pe el l-a lovit după aceea Monica Luvinescu. A s-a dus și după aia, mă rog, l-a poneglit în toate felurile și l-a renunțat și la niște premii. Era, da, într-adevăr, vorea 25 de sinul neamului românesc, ceva incredibil, câtă filozofie, câtă, ce viață a avut acest părinte, nu știu câte lagări au trecut. Ceva extraordinar. Iar filmul este numai cu actor de la Ulit, pentru că era interzis în țară. Da, și da. Uite că totuși a răzbit, au reușit să le ecranizeze. Mai e Eugen Enescu, îi zice Eugen Enescu, unii zic Enescu. Nu, există o convenție internațională, vreau să spun că mulți zic și acum, să știe că e convenție internațională și numele unei personalități, indiferent de domeniu, este cel care, în care a debutat. Ori Eugen Enescu a debutat în limba română cu U la urmă, nu Enescu. Da. Ca și George Enescu, ca și Marta Bibescu, ca și Elena Văcăresc, da. Nu, Popescu, Elvira Popescu. Da, nu este... Vă iubim și vă prețuim da. Mult și cel puțin pentru mine acesta a fost iar un moment de binecuvântare pentru că ați venit aici la noi în studio. Este extraordinară această experiență de viața dumneavoastră. Ați plecat din acel sătuc, din Mehedinți. Da. Visul dumneavoastră la început a fost să deveniți inginer silvic și iată că da. Ați, până la urmă, ați devenit da. Doctor în literatură. Cum a pornit repede, repede, într-un minut, această mare iubire pentru litere și ce reprezintă cuvântul pentru Tudor Nedelcea? Păi cuvântul e... Evanghelia de la Ion. La început a fost cuvântul. Evanghelia de la Ion. Acolo după este, Ion. E un secret. Da. Că cei neoprotestanții traduc altfel. Oficial, este, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Neoprotestanții, la Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Adică egalizează. Cum uh-huh. înseamnă Ion, da. Și, Ion și cu Maria da. Merg la școală. Deci aici e diferența subtilă între adevărata Biblie și... Deci cuvântul a fost... Dar se mai zice și altceva, că Dumnezeu a dat cuvântul omului ca să-și ascundă gândurile. Da, așa s-a este. S-a întâmplat deci, multe situații, mai ales oamenii deci politici. Este și înălțare, este da, și mister, și, da, să zicem deci, așa, da. Într-o formă frumoasă, plastică. Da. Nouă cărți despre Eminescu, da. Aproape 80 de cărți în toată cariera dumneavoastră literară. Sunteți și cercetător științific, da. Ați fost premiat, membru fondator al Academiei din Chișinău, da. Ați fost premiat cu premiul Marin Sorescu, ați fost premiat de Academia da. Română cu premiul Marin Sorescu. Și premiul Titu Maiorescu. Și premiul Titu Maiorescu. Asta nu știam da, că da. Nu le aveți acolo pus pe blog. M-am interesat, da, să știți, da, m-am da. Uitat cu lupa da. Să văd ce minune ați făcut de-a lungul da. Vieții. Un om extraordinar, Tudor Nedelcea. Și Eminescu jurnalistul. Premiul și, da, de aici, de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști da. Din România. Acum, la final de emisiune, și vă spun din tot sufletul că regret că nu avem mai mult timp să întindem așa timpul, un mesaj pentru telespectatorii noștri, pe care noi iubim și suntem bucuroși să-i avem cu noi tot timpul. Păi să nu nădăjduim, să avem speranța și așa cum a scris Marin Sorescu, cărui zi 29 februarie, ziua lui de naștere, a scris Sorescu într-o piesă, Iona, răzbim noi la lumină. Și într-adevăr răzbim noi la lumină. Da, și e importantă lumina din noi exact, da. Și răzbim ducerea noi, noastră așa iar pe coloana infinitului. Oricât am împărțit istorie, da. Dar răzbim noi vorba lui Sorescu la lumină. Sorescu nu știa să vorbească. Se bâlbâia. Da, 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 era bâlbâit. Era bâlbâit da. Și, și emotiv. Emotiv, foarte emotiv. Și Iosif Sava intervenea la mine, i-am publicat Iosif Sava o carte. Și intervenea la mine seara și zic, domnul Sava, nu va veni că e bâlbâit. Și lăsă, dragă, de bâlbâire lui Sorescu am nevoie, că sunt geniale. Și la o discuție despre homosexual sau așa ceva, Sorescu a dat definiția. Asta este o bâșbâială genetică. Bâșbâială și genială. Dragi telespectatori, vă iubim cu toată inima, fără bâlbâieli, cu toată ființa noastră. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe curând!